focul care a mistuit un bloc de la marginea Brașovului a lăsat în urmă tone de cenușă, dar și familii disperate că nu mai au unde să locuiască. Mai multe dulapuri erau depozitate pe casa scării, iar vâlvătaia a cuprins acea porțiune a clădirii de la primul până la al patrulea etaj. Fumul dens a negrit tot blocul, inclusiv o parte dintre garsonierele locatarilor. Acum păgubiții speră că oamenii de bine le vor întinde o mână de ajutor. Viața liniștită din acest bloc de garsoniere s-a transformat rapid într-un coșmar după ce un incendiu violent a cuprins o parte a clădirii. După aproape 4 ore de luptă cu flăcările, vâlvătaia a fost stinsă, iar în urmă a rămas un adevărat dezastru. Asta e acolo, aici am ucider, am avut un dulăpior, o măsuță care m-a aruncat-o. Baia e exact cum așa cum arată. Deci a fost, probabil, am avut geamul deschis acolo când am legat și s-a făcut curentul ăla și automat toată flacăra e încălzită. Cătălin nu era acasă în momentul în care blocul a luat foc. Garsoniera sa de la etajul al doilea se afla la câțiva pași de focar, iar flăcările și fumul au distrus o parte din locuință. N-am un an de când am cumpărat locuința. Am băgat 27-28.000 de euro. Din păcate, el nu avea nici asigurare pentru locuință, ceea ce înseamnă că nu își va recupera nimic. O să încerc să renovez cumva, dacă... să vedem dacă e un ajutor stau deocamdată la mama și la sora. Oamenii spun că focul s-a extins cu repeziciune pentru că aici pe casa scării au puse foarte multe dulapuri unde locatarii depozitau foarte multe obiecte pe care le aveau prin casă. Totul s-a făcut scump pentru că unele dintre aceste obiecte erau inflamabile. Și domnul din imagine plecase la cumpărături cu puțin timp înainte ca incendiul violent să izbucnească. El a primit un telefon de la un nepot care l-a anunțat că acasă s-a dezlănțuit iadul. Unde ați dormit aseară? Aseară tot la un nepot aici la Randare. Și o perioadă, știți unde o să dormiți sau o să vă puteți întoarce acasă? Acum nu știu, am stat de discuta cu nevastă, mi-a zis să închiriem undeva, că aici nu pot, n-ai cum să stai. Alții, în schimb, retrăiesc clipele îngrozitoare din timpul dezastrului. Această femeie se odihnea în pat în momentul când și-a auzit fiul țipând că blocul a început să ardă. Speriată, femeia a încercat să iasă din locuință, dar a rămas blocată în garsonieră. Flăcări. De jos, de la etajul 1, veneau flăcările. Și fum, că nici nu se mai vedea nimic. Am zis, dacă nu vine repede pompieri, săream geamul. N-aveam ce face. Trebuia să sar, să fac ceva, să mă salvez. 40 de persoane au ieșit singure, iar alți 12 oameni au fost coborâți din apartamente pe geam cu ajutorul autoscărilor. Și pentru pompieri, misiunea a fost extrem de dificilă. 4 dintre ei au avut nevoie de îngrijiri medicale. Colegii mei au fost epuizați fizic, nu au alte probleme, nu sunt toxicați cu fum. 2 persoane și ulterior alte 2 cadre de la noi au fost la fel asistate. Căldurile foarte mari, la aparate de respirat, efort foarte intens. Până acum, autoritățile nu au stabilit cauza izbucnirii incendiului. Cele 84 de familii care locuiau în blocul distrus speră acum că autoritățile din Brașov îi vor ajuta să repare tot ceea ce focul a distrus în doar câteva ore. Un copil de 6 ani a fost dus în stare gravă la spital după ce un dulap dintr-un magazin de mobilă s-a prăbușit peste el. Minorul s-a ales cu o fractură de craniu și un hematom și a fost nevoie ca medicii să-l opereze de urgență. Care este starea lui, acum știe colegul meu, Vlad Petrișor. Bună seara, Vlad, te ascultăm, ești în direct. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor. Medicii de aici, de la Spitalul Grigore Alexandrescu, ne-au transmis că starea de sănătate a copilului este acum stabilă. El a fost supus unei intervenții chirurgicale în cursul zilei de ieri și va rămâne pentru următoarea perioadă sub atenția medicilor. Totul s-a întâmplat ieri la un centru comercial din zona Obor. Acolo, doi părinți împreună cu copilul lor de 6 ani au mers la un magazin de mobilă, iar într-un moment de neatenție, unul dintre dulapurile expuse, care nu era ancorat în perete, a căzut peste copil. Părinții l-au luat pe băiat și l-au dus imediat la spital. La magazinul de mobilă s-au prezentat inspectorii ANPC, dar și polițiștii. Cei de la ANPC au acordat o amendă magazinului și au încheiat activitatea, cel puțin pentru un moment, la acel magazin, iar de cealaltă parte, anchetatorii au pornit un dosar penal. Acestea sunt până acum informațiile. Cristian, înapoi la tine. Mulțumim, Vlad, continuăm. Dorel a lovit năpraznic, de această dată ajutat de o întreagă echipă.
Mai mulți muncitori angajați de primărie să vopsească balustrada podului din Otopeni au distrus mai bine de 50 de autoturisme. Puși pe treabă, ei au vopsit tot ce le-a ieșit în cale, de la balustradă, trotuar, carosabil și până la mașinile parcate sub pod. Șoferii care și-au lăsat autoturismele acolo nu doar că s-au ales cu ele vopsite cu roșu, ci au fost și amendați pentru că au parcat într-o zonă interzisă. Mai mulți muncitori care se ocupă de întreținerea drumurilor din Otopeni au primit în urmă cu câteva zile misiunea de a vopsi balustradele din oraș cu o vopsea de culoare roșu-cărămiziu. Fără să acorde prea multă atenție în jurul lor, meșterii au trecut la treabă, iar pasiunea pentru muncă i-a dus direct în topul isprăvilor celebrului Dorel. Pe lângă balustradă, au reușit să vopsească și bordurile, trotuarul, carosabilul, dar și mașinile care erau parcate sub pod. Mai bine de 50 de autoturisme au acum o tentă roșiatică în ton cu balustrada podului de aici, de la Otopeni. Majoritatea celor care și-au parcat aici mașina vor descoperi ce s-a întâmplat abia atunci când se vor întoarce din vacanțe, pentru că cei care își lasă aici autoturismele sunt în general oamenii care merg la aeroport, dar nu vor să plătească parcarea. Unul dintre ghinioniștii care au parcat sub pod a aflat de la echipa știrilor Canal D despre cele întâmplate. Bărbatul este plecat din țară pentru câteva zile, iar când a primit vestea, a rămas fără cuvinte. Alo, să trăiți, scuze de deranj. Aveți cumva un Duster alb parcat sub pod la Otopeni? Da. Și știți că între timp e roșu? Nu știu. Performanța demnă de filmele de comedie a fost realizată de o firmă care a câștigat prin licitație publică contractul cu primăria Otopeni. Nu este prima dată când muncitorii fac astfel de greșeli, pentru că în trecut aceiași angajați zeloși au vopsit mai multe mașini cu albastru prin aceeași metodă. Am încercat să obținem un punct de vedere din partea primarului, însă... Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat. Te rugăm să încerci din nou mai târziu. Și pentru că un ghinion nu vine niciodată singur, la câteva minute după apelul la primărie, la fața locului au sosit polițiștii. Nu să facă vreo anchetă, ci să-i amendeze pe șoferii care s-au ales cu mașinile vopsite pentru că au parcat ilegal sub pod. Unul dintre cei amendați s-a întors la autoturism, chiar în momentul în care oamenii legii completau înștiințările. Ce ați fi preferat, să vă găsiți mașina vopsită sau amendă în geam, dacă vi s-ar fi dat de ales? Mai repede amendă decât să mi-o vopsească aiurea. Trebuie premiați, să li se dea un premiu pentru prostie. Incidentul s-a viralizat imediat și a stârnit hohote de râs în mediul online. Dacă aveți prieteni sau neamuri care au lăsat mașina sub pod la Otopeni, anunțați-i că trebuie să-și schimbe talonul. Au vopsit balustrada podului și toate mașinile de sub el. Oricum au vopsit peste rugină. De te sprijin pe balustradă, vei cădea jos. Foarte corodată balustrada. Nu înțeleg de ce nu s-a sesizat nimeni. Păgubiții sunt nevoiți acum să depună plângeri penale la poliție dacă vor să fie despăgubiți. Coafezele sau persoanele care desfășoară activități de tipul saloanelor de înfrumusețare la domiciliu s-ar putea trezi cu fiscul la ușă. ANAF-ul vrea ca astfel de activități să intre cât mai repede în legalitate. Cu detalii vine colega mea, Mădălina Bichir. Bună seara, Mădălina, te ascultăm. Bună seara, Cristian, bun găsit tuturor! Inspectorii ANAF le-au pus gând rău persoanelor care obțin venituri din saloanele de înfrumusețare, cum ar fi, de exemplu, coafezele sau manicuristele care lucrează la domiciliu. Conform legii, acestea ar trebui să-și declare veniturile și să plătească taxe. Însă vorbim pentru început despre un proiect pilot de informare care se va desfășura doar în București și Ilfov. Rămâne totuși o întrebare. Cum ar putea inspectorii ANAF să controleze, de pildă, o coafeză care lucrează în propria locuință? Răspunsul este că nu se poate decât cu acordul proprietarului. Sub lupa inspectorilor de la ANAF se află și profesorii care oferă meditații la domiciliu. Și acestora li se cere să intre în legalitate, însă controlele nu vor porni prea curând, mai spun cei de la ANAF. Acestea au fost informațiile. Cristian, înapoi la tine. Mulțumim, Madalina. Sute de credincioși din toate colțurile țării au venit să se roage astăzi la moaștele Sfinților Constantin și Elena în dealul Mitropoliei. Chiar dacă au așteptat chiar și 2 ore la rând, oamenii spun că a meritat. Mulți au trecut prin încercări grele, iar acum se roagă pentru sănătatea și bunăstarea celor dragi. Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
Curtea Patriarhiei a devenit astăzi neîncăpătoare după ce sutele de credincioși s-au înghesuit ca să se roage și să se închine la moaștele sfinților împărați Constantin și Elena. Daniela a venit tocmai de la călăraș împreună cu nora ei care așteaptă un copil. Cu ochii în lacrimi, femeia povestește că a fost greu încercată în viață. Mi-am pierdut soțul, mi-am pierdut mama, mi-am pierdut tata. Multe persoane m-au întărit să pot să fiu lângă copiii mei, să-i ajut. Și acum mă rog să-mi dea putere să fiu lângă ei. În ora care o să nască, care Dumnezeu ne-a binecuvântat, am pierdut persoane multe, dar prin binecuvântarea Dumnezeu ne-a dat o fetiță acum. Dacă termin aici, nu simt drum. Această bunică a venit cu toți cei trei nepoți să se închine la Sfintele Moaște. Vin în continuu fiecare an. Și la Constantin și Elena și la Sfântul Dumitru. Am avut probleme cu tatăl la copiii ăștia doi, că au fost... Soția nu s-a împăcat și i-a lăsat pe amândoi. Și am crescut așa cum am putut. Mai multe să o ducem bine, să avem parte de sănătate în viață și de fericire. Însă drumul spre moaște a fost presărat cu multe zeci de minute sau chiar ore de așteptare. O oră jumate, două, da. Și merită așteptarea? Merită. Păi se simte când stai pe loc, să ne apere Dumnezeu de bol, de războaie, de... tot ce vrea dânsul, ne rugăm zi și noapte. Păi am trecut prin COVID de două ori și m-a salvat. Ca vreo oră jumate, cam așa. Pentru sănătatea noastră facem orice. Chiar și cei mici au venit să se roage. Pentru pacea semenilor noștri din Ucraina. Moaștele vor fi duse în interiorul Catedralei Patriarhale abia după ce ultimul credincios se va închina la ele. Se construiesc noi piste de biciclete în capitală, cel puțin asta promit autoritățile după ce au observat că mersul pe două roți este mai căutat de când prețul carburantului a explodat. În București, singura pistă omologată pentru bicicliști este cea de pe Calea Victoriei și are puțin peste 2 km. Traficul din capitală este un haos total. La orele de vârf se circulă bară la bară, iar un traseu de nici 10 minute poate să dureze chiar și o oră. Singura șansă de salvare pentru cei care vor să evite aglomerația sunt fie bicicletele, fie trotinetele. Pierdeam vreo 40 de minute, 45, acum ajung în 23, media. Deci mă ajută. Super. Și cât de des mergi cu bicicleta? Aproape zilnic. Păi, în primul rând, e mult mai rapid. Adică... pentru mine, eu vin tocmai din Titan, e mult mai rapid decât dacă aș veni cu metroul. În plus, mersul pe bicicletă este gratis în comparație cu mașina, de când benzina a sărit de 8 lei, iar motorina în unele benzinării depășește 9 lei per litru. Evident că economisești ceva bani, dar nu mă uit neapărat la asta. Dacă stau să mă gândesc, cred că economisesc undeva la 80 de lei pe săptămână. Numai că de cele mai multe ori, mersul pe bicicletă reprezintă o probă de curaj pentru bucureșteni. Există doar 2 km de pistă omologată, cea de pe Calea Victoriei. S-a luat foarte mult din spațiu pentru pietoni și pentru bicicliști. E foarte complicat, sunt foarte strâmte benzile. Zilele trecute, Primăria Capitalei a anunțat că urmează să înceapă lucrările pentru o nouă pistă pentru bicicliști. Noua pistă pentru biciclete va începe de aici, de la Casa Presei, și va continua pe bulevardul Chiselef, iar mai apoi pe bulevardul Constantin Prezan. Două luni ar urma să dureze lucrările pentru noul proiect. Suma investită va depăși 3 milioane de lei. Să comanzi o masă prin aplicațiile de livrare devine un lux. Mâncarea costă chiar și cu, atenție, 80% mai mult în aplicații decât dacă am cumpărat direct din restaurant. În aceste condiții, oamenii spun că au început să-și facă pachetul pentru prânz acasă. Și restaurantele au observat o scădere a numărului de clienți care comandă online. La orele prânzului, în zona de food court a centrelor comerciale, este forfotă mare. Majoritatea celor care așteaptă la rând sunt angajați, care în pauza de masă au dat o fugă să-și cumpere ceva de mâncare. Este mult mai ieftin decât dacă ar comanda cu livrare, spun oamenii. Prefer direct să cumpăr. Cât economisești dacă îți cumperi un loc să comanzi? Să zic, la o comandă de 4 persoane, undeva la 6 lei, 7 lei. Prefer să vin personal. Este convenient, nu mai plătești și transportul, nu? Și oricum s-au scumpit toate. Într-adevăr, între prețurile din restaurante și cele ale aplicațiilor de livrare sunt diferențe chiar de 4-5 lei. În medie, prețurile sunt mai mari în aplicație cu 30%. Pentru această porție de paste am plătit în restaurant 25 de lei. Haideți să vedem cât ne costă același fel de mâncare din același restaurant dacă am comandat prin aplicație.
Aici prețul este cu 9 lei mai mare, iar totalul, cu tot cu livrare, ne duce la 39 de lei, adică cu aproximativ 60% mai mult decât dacă am cumpărat direct din restaurant. În aceste condiții, puțini sunt cei care își mai permit să comande un meniu de prânz cu două feluri. Într-un restaurant din capitală, de pildă, pentru o porție de supă, un fel principal și o salată, trebuie să plătim 28 de lei. În aplicație, preparatele costă 38 de lei, iar livrarea 12 lei. Așa că mulți fie preferă să vină cu pachetul de acasă, fie vânează promoțiile. Am prins reduceri chiar și de 50%. Prețurile sunt mai mari pe platformele de livrare, deoarece aplicațiile percep comisioane cuprinse între 35 și 45%. Ca să facă față cheltuielilor, localurile n-au de ales decât să adauge această taxă în prețul mâncării. Aici se adaugă și costul ambalajelor. Restaurantele au observat o creștere a numărului clienților care vin în locație. Bine ați venit, aici pachet servim? Comenzile online, într-adevăr, au suferit o mică scădere. Cel puțin 15-20% au scăzut comenzile. În această șaurmerie, cele mai mari vânzări sunt la prânz, iar o treime dintre clienți iau comanda la pachet. Ne-am face analize, dar nu ne mai permitem. Casa Națională de Asigurări acoperă prea puține investigații paraclinice raportate la cererea imensă, iar la privat costurile sunt exorbitante. Așa se face că din ce în ce mai mulți oameni nici nu se mai gândesc să-și pună sănătatea sub lupă și ajung la medic când este poate prea târziu. La stat, fondurile sunt limitate, iar în sistemul privat, costurile depășesc cu mult bugetul unora. Așa se face că românii ajung din ce în ce mai rar să-și facă analize. Aproximativ 70 de milioane de lei alocă lunar Casa Națională de Asigurări pentru analizele uzuale, la care se adaugă alte 25 de milioane de lei, bani care acoperă investigații paraclinice, cum ar fi computerul tomograf ori RMN-ul. Bani puțini pentru nevoile care există. Numai departe de acum 5 ani, această doamnă se lupta cu o boală cruntă, cancerul. Iar de atunci, femeia spune că lunar face slalom printre clinici și, din păcate, nu odată i s-a întâmplat să fie nevoită să scoată din buzunar bani grei, doar pentru o simplă investigație. Durează, durează, cu programări, pentru că nu ne permitem să le plătim. Vorbim de câteva zile, câteva săptămâni? Câteva luni, depinde, și o 2-3 luni durează până prinzi un RMN-ul sau un CT-ul cu bilet CSAMB. Că la unii am înțeles 500 și RMN-ul... La alții, sora mea a făcut un remeniu undeva privat, care a zis să fie de mare exactitate, a dat 18 milioane, 1800 de lei. Foarte mult, foarte mult. Alții, văzând cât de mult durează o astfel de analiză, dar și prețul de la privat, fac cale-ntoarsă și își amână durerile. La remene, de exemplu, ca să vă zic așa, dacă faci cu bani, și acolo durează vreo 15 zile. Dacă faci fără bani, ai o programare aproape la 3 luni. Da, eu am trebuia să fac un RMN la genunchiul ăsta și din care n-am avut loc așa gratuit. Mi-a făcut bonul ăla 756 de lei să mă bage în tubul ăla să-mi fac numai la genunchiul ăsta, unul. Nu, să zici că îmi face tot corpul. La stat știu că durează luni de zile o programare care să se și efectueze. Și nici la privat nu este ușor. Cu bilet de trimitere durează la fel, 2-3 luni de zile am înțeles de la cunoscuți de-ai mei, iar cu plată o săptămână, două, deci nici într-un caz imediat, decât pentru cazuri de urgență, atât. Lucru pe care le recunosc și medicii de familie, care sunt depășiți de cererea imensă. Marile centre, sisteme medicale, rețele de servicii medicale cu laborator, aproape niciodată n-au fonduri. Chiar dacă sun în prima zi, spun că nu au fonduri și mai încercați luna viitoare, nu facem programări. Într-adevăr, legat de programare, toată lumea știe că trebuie programare pentru computerul tomograf și pentru RMN și acceptă chiar și programări de 2-3 luni de zile. Și în acest caz, oamenilor le mai rămâne doar o soluție. Când cadem la pat, atunci mergem. Angajatului anului 2022 este patronul. Lipsa de personal îi determină pe mulți antreprenori să urmeze cursuri de recalificare pentru ca afacerile lor să poată supraviețui. Așa se face că patronii debarasează mese, împart cafele și gătesc în bucătărie. Cu munca e brățară de aur, nici vorbă de rușine la mijloc, oricât de dificil ar fi treaba. Mai am de făcut ultimul preparat din comanda asta, să știți că este gata și să o trimit. Și în principiu, nu, secretul bucătarului este să vorbească foarte mult singur.
ca să știe cum să se organizeze cât mai bine. Dariana știe secretele bucătăriei pentru că tocmai a terminat un curs de specializare în acest domeniu. E ca la ea acasă aici și asta nu se întâmplă de dragul camerei de filmat. De fapt, în bucătărie e jumătate din biroul ei. Acum fac repede un pachet to go, imediat acum mi-a intrat un bon de un sandwich care trebuie servit pe sală și încercăm printre picături și comenzi online și pe sală să tot recurăm să facem tot. Cealaltă jumătate a biroului o găsim în restaurantul cu specific american din inima Timișoarei. Eu închid, eu deschid, cam așa cred că este targetul oricărui antreprenor. Încă ne recuperăm după cei 2 ani pandemici, dar sunt extrem de fericită cum am depășit acest prag și începem de acum încolo să simțim și noi că producem. Ne revedem cu extrem de mulți clienți vechi cu care, din păcate, nu am reușit să păstrăm legătura din cauza anumitor restricții. A început ca un antreprenor dornic să aducă visul american în România. Apoi și-a dat seama că nu poate face asta din fața unui laptop. Are doar 29 de ani, dar a urmat cursuri de calificare și acum e bucătar și ospătar. Abia apoi, patron. Da, mâncarea e super bună și ce apreciez cel mai mult la Dariana, la Sandy, e că ne cere mereu feedback. Adică ea ne aduce mâncarea și ne întreabă după aia dacă ne-a plăcut, ce poate să schimbe, ce nu poate să schimbe. Gătește bine? Foarte bine. Într-o cafenea din centrul Timișoarei o găsim pe Raluca. Așteaptă ca soțul să-i pregătească o cafea. Cei doi sunt patronii localului și nu se răsfață unul pe altul. Amândoi sunt la muncă. Cred că agenții economici s-au schimbat din anii trecuți și înainte de pandemie și cred că în aceste momente toată lumea lucrează cu mândrie la afacerea lui. Nici nu cred că poate fi vorba de rușine. Cafeneaua Cochetă este deschisă de 8 ani. Raluca e aici zi de zi. Curăță mese, servește clienții și face orice e nevoie pentru a supraviețui. Lipsa personalului cu siguranță ne afectează. Nu cred că dacă ar fi personal, am munci mai puțin, exclus, cu siguranță tot ar fi la fel, doar că am simțit treaba un pic mai în siguranță și am fi mai liniștiți cât am lipsit, știind că nu punem nici noi o presiune foarte mare pe restul angajaților, care cumva trebuie și ei să suplinească lipsa personalului. E o chestie care ajută și face să se simtă bine clienții. Pe lângă lipsa de personal, antreprenorii sunt afectați de instabilitatea tipic românească. Un plan de afaceri este greu de stabilit cu mult timp înainte, pentru că legile, inclusiv codul fiscal, se schimbă la viteze amețitoare. De la căștile cu fir am ajuns la cele wireless, iar într-un final la cele de tip AirPods, care se introduc direct în ureche. Au devenit un accesoriu nelipsit și nu doar în rândul tinerilor. Volumul dat la maximum vine însă la pachet cu probleme de sănătate, spun medicii audiologi. Tot mai mulți tineri vin la consult și la tratament. Oriunde ai privi pe stradă, sunt mii de români de toate vârstele care au căștile la urechi. Unii ascultă muzică la maximum, iar alții le folosesc pentru a vorbi la telefon. Prea puțini sunt însă cei care se gândesc că volumul crescut le poate aduce probleme auditive. Vă poate afecta auzul ascultatul la căști? Nu. De ce? E o relaxare. Ascultați cu volumul la maxim sau? La maxim, da. La ce volum ascultați așa? La o limită corespunzătoare, adică nu la maxim, pentru că timpanul este foarte fragil și vă dați seama că se poate afecta. Cele mai căutate căști sunt cele wireless și cele tip AirPods, care se introduc direct în ureche. N-ai avut niciodată, nu știu, așa sentimentul că auzi mai încet de când asculți la căști? Sau? Poate, da. Când așa? Când încercă cineva să vorbească cu mine, practic nu aud pe partea stângă, practic. Depinde și cum de tare asculti. Tu cum asculti, spre exemplu, muzica? Uite, tu consideră tu dacă e tare sau nu. Nu, mi se pare un volum mediu. E ok, păi da, tocmai că să nu mă distragă lumea. În ultimii ani, tot mai mulți oameni au început să vină la cabinetele audiologilor pentru că nu mai aud bine. Vom face un test de auz. Am să vă pun pe urechi niște căști și rugămintea este ca ori de câte ori auziți un sunet, oricât de slab în ureche, să apăsați pe butonul pe care să vi-l dau. Da? Am să mă uit înainte în ureche. Anca Modan este audiolog și sugerează ca volumul din căști să nu depășească 70 de decibeli, adică un volum al unei discuții normale, iar timpul recomandat este de o oră pe zi. Hipoacuzia determinată de traumă sonoră are remedii, în sensul că putem amplifica prin aparate auditive sunetele, în așa fel încât pacientul să audă din nou în limite normale. Potrivit Organizației Națiunilor Unite, peste un miliard de tineri din întreaga lume riscă să își piardă auzul din cauza faptului că ascultă muzică la volum maxim la căști. Prăbușirea pieței de criptomonede scoate la lumină un adevăr pe care puțini îl recunosc.
Oricât de prost am stat cu banii, mulți dintre noi investim în monedele virtuale din dorința unui câștig fără efort. Doar că cei care nu au cunoștințe în domeniu au ajuns să piardă sume mari după ce piața de criptomonede s-a prăbușit. Ca la jocurile de noroc, așa își cheltuie mulți tineri banii de când piața criptomonedelor a luat avânt. Cu gândul de a scoate profit rapid și încrezători că valoarea monedelor virtuale va crește peste noapte, românii și-au investit economiile sau chiar o parte din salariu pe o lună în criptomonede. Undeva în jur la 1000 de euro. Am auzit de la un prieten, m-am documentat mai bine și am investit. Și ai câștigat, ai pierdut? Am câștigat. Dar care a fost profitul? Undeva la 20%. Și te gândești să mai investești pe viitor? Da, sigur. Există posibilitatea să te faci milionar. Nu toți au fost însă norocoși. Unii tineri s-au trezit că și-au pierdut investiția după prăbușirea pieței. Da. Cât ai investit? Cred că 50 de euro. 50 de euro? Da. Și cum a decurs? Foarte prost. De ce? Am luat fix atunci când a scăzut piața. Și cred că am pierdut undeva la 20 de euro. Okay. În ce ai investit? Crypto, Ethereum și Dogecoin. Puțin mai sunt tinerii care nu se aruncă la investiții pe o piață atât de instabilă. Poți să faci o comparație între criptomonede cu pariurile, cu aparatele? Da, păi e tot o chestiune de noroc, adică nu garantează nimeni pentru ele. Nu știi cum fluctuează și de ce. Așa că am zis că n-am de ce să-mi asum riscul ăsta. Mihai este unul dintre tinerii care face educație în domeniul criptomonedelor și ne explică primii pași înainte să investim. Am observat o tendință foarte mare în piață de a investi în anumite proiecte, criptomonede, tokenuri, fără să faci un research în prealabil. Este foarte important ca până să începem să ne uităm pe white paper, roadmap, tokenomics, să luăm sentimentul pieței efectiv față de acel proiect. În urmă cu câteva zile, Bitcoin a scăzut sub 26.000 de dolari pe fondul unei vânzări mai ample de criptomonede, care a scăzut valoarea pieței totale cu peste 200 de miliarde de dolari și asta în doar câteva ore. Ar trebui să-ți bagi banii în momentul în care observi creșterea în piață. Nu neapărat când observi creșterea, ci când observi că au preluat cumpărătorii conducerea, controlul, să spunem așa. Singurele cerințe ca să poți să înveți sistemele astea ar fi să știi să scrii, să citești și să faci calcule matematice simple, adunări și scăderi. Momentan, pe piață, cea mai puternică monedă rămâne Bitcoin, urmată de Ethereum. Toate clădirile nou construite ar putea fi obligate să aibă panouri solare pe acoperișuri. Propunerea aparține Comisiei Europene, iar la noi o comună din Bihor se încadrează deja în standardele comunitare. Are parc fotovoltaic, iar clădirea primăriei este autosustenabilă. Acest imobil cu formă rotundă, orientat după soare, a fost construit ca centru pentru energii regenerabile. A devenit sediul primăriei din comuna Oșorhei, de lângă Oradea, în urmă cu un an și jumătate. Cele aproape 500 de panouri fotovoltaice amplasate strategic pe acoperiș scad lunar factura instituției publice cu aproximativ 80%. Economia este uriașă. Aici, de exemplu, dacă ar trebui să plătim 10.000 de lei, plătim 2.000. Deci, practic, aproape 80-90% producem noi, clădirea de primăriei. Orice reglementare și orice finanțare care ne reduce costurile sau cheltuielile la buget e foarte binevenită. O asemenea clădire nou construită poate fi exemplul pe care vrea să-l impună Uniunea Europeană în toate statele membre. Războiul cu Ucraina a impulsionat comunitatea să încerce să înlocuiască gazele și petrolul rusesc. Executivul comunitar vrea ca jumătate din energia Uniunii Europene să provină din surse regenerabile în 2030, o cantitate dublă față de nivelul actual. Cred că sunt eficiente și personal l-aș aplica dacă am fi susținuți. Comisia Europeană vrea de asemenea să urgenteze construcția de parcuri eoliene și fotovoltaice în statele membre. Tot în comuna Oșorhei, un astfel de parc alimentează iluminatul public și instituțiile din localitate. Valoarea proiectului a fost de 2 milioane de euro, finanțat din fonduri comunitare. Este o centrală fotovoltaică cu 9480 de panouri de 75 de wați. O investiție realizată din fonduri europene, finalizată în anul 2015,
și care produce energie electrică pe care o utilizăm pentru consumul public, pentru iluminat public, pentru școli, pentru grădinițe. Pe hârtie, Uniunea le cere statelor membre să încurajeze financiar dotarea clădirilor publice cu panouri fotovoltaice. Până să devină realitate, proiectul are nevoie de aprobarea guvernelor naționale și a Parlamentului European. Dacă sunteți în căutarea gusturilor care amintesc de grădina bunicii, puteți primi acum direct acasă legume bio prin plata unui abonament lunar sau chiar anual. Bunătățile proaspete și sănătoase provin dintr-o mică fermă din Buzău. Zeci de lădițe cu marfă proaspătă au plecat deja spre clienți. Se recoltează, în primul rând, salată, că tot suntem la salată, ridichi, pătrunjel, rucola, ceapă verde, usturoi verde. Afacerea cu legume și verdețuri bio livrate prin abonament a fost lansată în pandemie de o asociație umanitară care administrează un cămin de copii din județul Buzău. Produsele sănătoase sunt cultivate după metode vechi, în sere neîncălzite, lucrate doar manual și ajutate cu îngrășământ natural provenit din gunoiul de grajd. Este o salată crescută în grădina, din sămânța noastră. Avem o salată plantată mai târziu, să avem tot timpul proaspătă. Două dintre angajatele micii ferme legumicole, Cristina și Daniela, au zi de zi grijă de legumele crescute fără chimicale în solarii. Ca să aibă producție suficientă până toamna târziu, cele două angajate pregătesc permanent răsaduri. Aici am pregătit răsadurile pentru plantare. Aici au crescut. Și acum urmează să le luăm pe fiecare, să plantăm în fiecare solar și în câmp. Primele lădițe cu legume bio au fost pregătite deja pentru clienții care au încheiat abonamente. Pregătim lădițele pentru București. Ceapă verde, stevie, urzici, rucola. De la începutul lunii mai și până în decembrie, legumele bio ajung săptămânal în casa fiecărui abonat, în fiecare zi de miercuri, prin livrare acasă. Serviciul este adresat celor care doresc să mănânce sănătos și să nu aibă grija aprovizionării în fiecare săptămână. Legume proaspete, culese de astăzi și tot astăzi ajunge pe masa clientului. O parte o să ajungă la București și o parte la Buzău. Prețul este de 80 de lei pentru coșul familial și 62 de lei pentru coșul mic. Banii din vânzări ajung la căminul de copii administrat de asociația care a pus pe picioare afacerea. Jurnalul se oprește aici, dar în această seară, de la ora 20, comedia intră în casele noastre, odată cu difuzarea unui nou episod al serialului Strada Speranței. Producția spune cu umor poveștile de viață ale câtorva familii vecine pe aceea stradă, care trec prin tot felul de situații în care se pot regăsi milioane de telespectatori. Strada Speranței este de fapt România redusă la o stradă. Așadar, nu ratați o porție generoasă de râs sănătos în această seară de la ora 20 la Canal D. Noi ne revedem mâine seară la ora 18. Bună seara, dragii noștri! Până astăzi, la ora 22, rămâne în vigoare codul galben de vijelii și ploi torențiale însoțite de descărcări electrice emis de meteorologi. Cantitatea de apă poate depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat în nordul și nord-estul țării. Ziua de astăzi ne-a dus vreme frumoasă în regiunile vestice, sudice și estice și caldă în restul țării. Cerul a fost preponderent variabil, cu înnorări temporar accentuate, intensificările vântului, vijelii, averse torențiale, descărcări electrice și posibil grindină, mai ales după amiaza și seara în jumătatea de nord a Moldovei, în Maramureș, la munte și pe arii restrânse în restul teritoriului. Valorile termice au fost cuprinse între 26 și 34 de grade. La noapte vremea va fi instabilă. Se anunță averse și ploi pe arii restrânse, dar temperaturile vor continua să fie destul de ridicate. Termometrele vor înregistra minime cuprinse între 1 grad și 18 grade Celsius. A doua zi de weekend aduce temperaturi ușor mai scăzută decât cele de astăzi și este posibil ca ploile să își facă prezența pe arii restrânse. Maximele se vor situa între 20 și 25
29 de grade. Haideți să vedem cum va fi vremea în fiecare regiune a țării. În Muntenia, vremea se menține frumoasă, cu soare și temperaturi în creștere. Cerul va fi mai mult senin, cu unele înnorări temporare. Se vor înregistra 28 de grade în Târgoviște și 26 în Slobozia. În Transilvania, temperaturile din termometre vor fi ceva mai scăzute decât astăzi, iar pe arii restrânse vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Vor fi 21 de grade în Brașov și 23 în Alba Iulia. Moldovenii vor avea parte de vreme schimbătoare. Dacă în unele zone va fi senin, în altele vremea devine instabilă. Apar ploile însoțite de fenomene electrice. Termometrele vor înregistra 26 de grade în Galați și 23 de grade vom avea în Piatra Neamț. În vestul țării vremea va fi instabilă, cerul va fi variabil cu înnorări după amiaza, când vor fi condiții pentru averse și descărcări electrice. Temperaturile ajung până la 24 de grade în Oradea și 26 în Reșița. Oltenii vor fi ceva mai răsfățați. Vor avea parte de vreme preponderent frumoasă și un cer mai mult senin. Termometrul va indica 27 de grade în Craiova și 26 în Slatina. În Dobrogea, atmosfera va fi plăcută, cu temperaturi tocmai bune pentru plajă. Totuși, cerul ar putea fi acoperit de nori, iar vântul va sufla slab spre moderat. În termometre se vor înregistra 24 de grade în Constanța și 26 în Tulcea. În capitală, astăzi, vremea ne-a răsfățat cu temperaturi plăcute de vară, iar vântul a suflat slab spre moderat. Temperatura maximă s-a situat în jurul la 32 de grade. La noapte, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab spre moderat. În termometre vom avea 17 grade. Mâine, în București, vremea va fi călduroasă, iar cerul va avea unele înnorări seara și noaptea. Vântul va sufla slab spre moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 28 de grade. La munte, vremea va fi ceva mai rece. Mercurul din termometre va urca până la 21 de grade în Brașov și 19 la Stâna de Vale. Pe litoralul Mării Negre, vremea va fi în general frumoasă și caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor fi generoase în termometre, astfel că vor fi 26 de grade în Mamaia și 24 de grade la Constanța. Apa mării va avea valori cuprinse între 14 și 15 grade. O seară excelentă vă dorim!